Apariția unor informații în mediul online despre faptul că angajările la Spitalul Municipal de Urgență Roman s-ar face doar pe bază de cotizație a fost unul dintre subiectele fierbinți ale conferinței de presă din 23 mai. Managerul spitalului a încercat să explice realitățile legate de anularea examenului pentru ocuparea postului de farmacist la farmacia cu circuit închis al spitalului, legată de o serie de interpretări ale metodologiei de organizare a concursului. Managerul Maria Andrić a ținut să reamintească că este vorba tot despre folclor, de data aceasta jurnalistic, faptul că ministrul Florian Bodog ar fi admonestat-o pe subiectul corectitudine a examenelor și a ținut să-și spună tranșant punctul de vedere pe acest subiect. Întrucât dumnealui discuția a fost cu ușile închise, am considerat că a dorit o discuție doar a noastră să fie. De asta mă văd nevoită, datorită discuțiile apărute în presă, să ies și să îmi spun și eu punctul de vedere. Astfel, în legătură cu concursurile susținute la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a apărut în mediul online o știre, precum că, și ghilimele, citesc din ce era scris, directoarea avertizată de Ministrul Sănătății, atenție la corectitudinea concursurilor de angajări. Avem reclamații și eu, tot din știrea respectivă, doamna manager a rămas fără replică atunci când ministrul i-a spus foarte clar problema respectivă, mai ales că domnul ministru părea să știe foarte bine ce spune. Fără replică nu am rămas atunci, pentru că am dat același răspuns pe care îl voi spune și acum. Da? A fost vorba despre postul de farmacist cu drept de liberă practică, care a fost scos la concurs. Astfel, organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic-dentist, farmacist, biolog, biochimie și biochimist în unitățile sanitare publice se fac conform unei metodologii aprobate de Ministerul Sănătății prin Ordinul 869 din 9 iulie 2015. Astfel, în anunțul de concurs se vor preciza profesia, gradul profesional și eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie să le dețină candidații după cum urmează. Deci asta este citată din ordin. Punctul A. Medic medicină generală, medic dentist, respectiv farmacist cu drept de liberă practică. Cazul pe care noi l-am scos la concurs. Da? Punctul B. Era medic rezident, medic dentist rezident, farmacist rezident în ultimul an de specializare. Punctul C. Pentru medic specialist, dentist specialist, farmacist specialist. Punctul DF, medic primar, farmacist primar, dentist primar. Deci se respectă gradul profesional în funcție de punctul la care scoți la concurs. Spitalul Municipal de Urgență Roman a scos la concurs un post de farmacist cu drept de liberă practică, ce, conform metodologiei, poate fi ocupat de absolvenții facultăților de farmacie care nu au examen de specializare, ci abia și-au încheiat studiile universitare. Noi am scos la concurs postul de farmacist cu drept de liberă practică, adică acel farmacist care a terminat facultatea și și-a dat licența. Da? Asta este la punctul A, care este și medicul de medicină generală, același medic care a terminat facultatea, punct, fără nicio specializare, fără niciun rezidențiat. La concurs s-au înscris, au fost 5 candidați. Din cei 5 candidați, unul singur era cu farmacist specialist, da? Cu specialitate pe farmacie. I-a fost adus la cunoștință că postul este pentru farmacist cu drept de liberă practică. Dumnealui, normal ca fiecare, a considerat că nu este corect și a făcut o adresă la minister, la domnul ministru, printr-un mail, după care a venit cu acel mail să îmi spună că domnul ministru i-a răspuns că are dreptul să participe la concurs. Numai că acel mail nu l-a lăsat nici să fie înregistrat la noi, nu avea nici antetul Ministerului Sănătății, nu avea nici semnătura Ministrului Sănătății, ca atare, normal că cum poți să iei în considerare nefiind un act oficial. Da? După care tot dumnealui a depus și o petiție către spital prin care era asesizat niște erori în anunțul de concurs,
Și, într-adevăr, analizând anunțul de concurs, au fost și niște erori și atunci șeful UNOS cu avocatul și juristul unității împreună am considerat că cel mai corect este să anulăm concursul. Am făcut adresă la minister, la Ministerul Sănătății, tocmai unde am prezentat că la compostul de farmacist cu drept de liberă practică publicat în Viața Medicală a participat la concurs și un farmacist specialist și am cerut să ne răspundă dacă farmacistul specialist poate participa la concursul de farmacist cu drept de liberă practică și dacă da, atunci care este salarizarea? Pentru că noi salarizarea este pe farmacist cu drept de liberă practică și nici de cum de specialist. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman așteaptă clarificări de la Ministerul Sănătății în ceea ce privește organizarea concursului de încadrare a unui farmacist și va proceda la o nouă procedură de scoatere a postului de farmacist la concurs în funcție de îndrumările metodologice primite de la forul amintit. Afirmațiile că domnul ministru părea să știe foarte bine ce spune, într-adevăr, atâta timp cât dumnealui a fost informat prin mail, corect că știa situația, de față. Noi, în momentul de față, așteptăm răspunsul Ministerului Sănătății și ne vom conforma în funcție de exact ce spune ministerul, dacă poate participa la concurs și farmacistul specialist pe postul de farmacist cu drept de liberă practică. Managerul Spitalului Municipal de Urgență s-a arătat extrem de iritat la întrebarea unui jurnalist dacă are sau nu cunoștință de faptul că în mediul online se vorbește despre șpăgi uriașe la angajarea în spital, șpăgi care ar fi colectate de o anumită asistentă șefă. Între jurnalist și managerul Maria Andrici a avut loc un schimb de replici extrem de dure, acesta solicitând public celor angajați în spital să dea în scris dacă au dat sau nu șpagă la angajare și cui. Da. Nu a spomenit nimeni niciun cuvânt de șpagă. Nu. Deci faceți niște afirmații care nu sunt... Deci nu există șpăgi. Atâta timp cât nu există șpăgi și nu am luat o șpagă... Păi eu nu sunt de acord să spuneți niște cuvinte și să le puneți în, spre mine, atâta timp cât eu am organizat niște concursuri corecte și atâta timp cât nu am fost de acord... Dar nu de nimic. Eu nu vă acuz de nimic. Vă rog să-mi dați voie să termin întrebarea. Da. În orașul Roman se discută foarte des despre anumite șpăci care se dau în Spitalul Municipal Roman la angajare. Cunoașteți deci, așa ceva? Eu nu cunosc absolut nimic. Simplu, deci rugămintea mea este... Rugămintea mea este și am să și fac treaba asta. Toți cei care s-au angajat în perioada cât am fost eu manager, îi voi chema și să dea scris câți bani au dat. Păi eu n-am văzut absolut nimic, domnule, și nu mi se pare corect să se spună la adresa mea niște cuvinte. Dar nu de adresa dumneavoastră, că nu despre, este vorba despre o doamnă asistentă șefă, vă spun despre cine se vorbește, în orașul Roman, care ar fi persoana care strânge banii. Între atunci... 3.000 și 5.000 de euro șpagă pentru angajare în spitalul municipal. Eu vă întreb, este adevărat? Dumneavoastră ați auzit acest... Eu nu am auzit absolut nimic, nu. Corect, atunci. Da, îmi cer... Este cumva adevărat? Ați auzit dumneavoastră? Eu nu am auzit de așa ceva, dar dacă este cineva care, într-adevăr, a dat, o spun în direct, să facă și public, să facă adresă, și atunci va fi băgată acea asistentă șefă la comisia de disciplină. Stați pentru că eu nu acuzăm nicio asistentă șefă. În România există prezumție de nevinovăție, doamnă. Da. Eu doar vă întreb ce se discută în tot orașul Roman privind angajările la Spitalul Municipal. Deci mie nu mi se pare corect atâta timp cât eu nu sunt de acord cu așa ceva. Nu mi se pare corect nici să dai, nici să iei. Eu am mers întotdeauna pe premiza să învețe. Da? Să învețe cu toții și să fii competent și bun, ca atunci când eu am să-ți spun ceva, că n-ai făcut cum trebuie, nu să-mi reproșezi cine știe ce alte
Înțelegeți? Eu sunt pe chestia asta. Și jurnaliștii care sunt ecoul întrebărilor puse de Romașcani recunosc că darea și luarea de mită sunt infracțiuni greu de dovedit în condițiile în care atât persoana care dă mită, cât și cea care o primește se află în culpă penală. În aceste condiții, apelul făcut de managerul unității de a demasca persoana colectoare de șpăgi la angajare va rămâne doar unul de încercare de a repara pe cât de cât imaginea din nou șifonată a Spitalului Roman, supus unor atacuri fără precedent în ultima vreme, de așa natură încât lucrurile bune și asistența medicală competentă care se acordă în spital trec pe planul al doilea, în fața potopului de acuzații referitoare la neregulile din unitate pe cele mai diverse subiecte.